Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre mai multe lucruri. Pentru început vom vorbi despre dividendul pe care cei de la Transport Trade Service doresc să-l distribuie. Dar nu înainte de a vă mulțumi foarte mult pentru toată susținerea de până acum. Iar dacă vă place ceea ce fac, aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat la acest canal și dacă ați lăsat un like. Compania de transport fluvial Transport Trade Service convoacă adunarea generală a acționarilor în data de 28 aprilie și printre altele propune repartizarea spre acționari a 30 de milioane de ron din rezultatul obținut în anul 2022. Dividendul este în valoare de 0,55 de ron pe acțiune și are un randament de 4,35% raportat la prețul de închidere de ieri. Solicitarea pentru Aga nu este nouă, dividendul fiind deja anunțat acum aproximativ o lună. La punctul numărul 8 avem data de înregistrare propusă care este pe 16 mai 2023, ex care este pe 15 mai 2023, iar data plății dividendelor care va fi pe 16 iunie 2023. Acesta este graficul companiei pe timeframe de un an și se poate observa cum această companie este într-o creștere, deși a mai avut niște muchii de cuțit ca să le numesc așa, dar ea este, încearcă să fie într-o continuă creștere. Mai departe vreau să vorbesc cu voi puțin despre OMV Petrom, care se finanțează prin PNRR, conform surselor economica.net, OMV Petrom urmează să primească o finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR pentru un proiect de hidrogen verde. În acest sens, valoarea proiectului s-ar ridica la valoarea de 88 de milioane de euro, din care Uniunea Europeană va finanța aproximativ jumătate. Instalația pe bază de hidrogen cu o putere de 20 de MW ar urma să fie funcțională la sfârșitul anului 2025 și să fie amplasată în cadrul rafinăriei de la Brazi. Vom vorbi puțin și despre Sifi cu simbol bursier EX, companie care închiriază bunurile imobiliare și care este controlată indirect de SIF Banat Crișana prin SIF Imobiliare. Aceasta cheamă acționarii pentru a aproba repartizarea integrală a profitului net din 2022 spre dividende, cât și o sumă din surplusul realizat din vânzarea activelor, de aproape de trei ori cât câștigul din 2022. Astfel, în convocatorul din 22 martie SIF câjă, Fosta Napotex vrea să dea dividende de 11,15 lei din profitul de 5 milioane de lei al anului 2022 și 28,85 de lei din rezultatul reportat de 13 milioane de lei din surplusul realizat din vânzarea activelor. Astfel, dividendul cumulat propus, dacă va fi aprobat de acționari, este de 40 de lei pe acțiune. Înaintea publicării convocatorului, acțiunile au închis ședința de la BVB la 41,4 lei, Așadar, un randament al dividendului de 96%. Propunerea vine după o vânzare importantă din activele societății și oferă astfel un dividend special. Vreau să fiu sincer cu voi, dar nu știu ce părere să-mi fac despre această companie. Putem observa că efectiv s-a dublat, a ajuns pe la 83, numai astăzi a crescut cu 23%. Vă aștept părerile în comentarii despre această companie. Mă interesează și pe mine să văd în ultima perioadă, în ultimii 10 ani, cum a decurs această companie, ce s-a întâmplat cu ea. Putem observa o creștere impresionantă a acestei companii. În schimb, dacă dăm pe perioada maximă de timp, vedem o creștere și mai interesantă. În schimb, dacă ne uităm pe perioada de o lună, putem observa această creștere care a venit în urma acestei propuneri de dividend. Și dacă tot vorbim de dividende, haideți să ne aruncăm o privire la dividendele pe care această companie le-a distribuit de-a lungul anilor și nu putem vorbi de niște dividende chiar foarte atractive, în afară de cel din 2021. Haideți să trecem mai departe pentru că mai am câteva lucruri de spus. Haideți să vorbim puțin și despre compania Tu Performant. Compania de tehnologie estimează pentru 2023 afaceri de 48,6 milioane de lei în creștere cu 39% față de 2022 și profit net de peste 3 ori mai mare până la 836.000 de, de lei. Sfera Francis Group, care deține lanțul de restaurante KFC pe piața locală, va extinde rețeaua acestor restaurante prin inaugurarea primelor două unități în cadrul unor benzinării, în parteneriat cu Rompetrol. Valoarea investiției se estimează a fi cuprinsă între 350.000 și 400.000 de, de euro. Haideți să citim puțin informațiile acestea. Sfera Group Operatorul în sistem de franciză al lansurilor de restaurante KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România estimează că în 2023 vânzările din restaurante vor depăși 320 de milioane de euro, echivalentul unei creșteri de 21% față de 2022. Totodată, profitul net normalizat va înregistra o creștere cu 88% față de anul precedent, potrivit bugetului pe 2023 care urmează să fie supus aprobării în adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 27 aprilie. Suntem încrezători că tendința pozitivă pe care am observat-o în activitatea noastră în ultimul an va continua și în 2023. Chiar dacă se preconizează o tendință de scădere a inflației și a creșterii prețurilor față de anul trecut, nu putem ignora faptul că și acest an va fi unul provocator pentru companii și consumatori, iar adaptarea la noile realități economice rămâne esențiale pentru a ne menține competitiv și sustenabil pe termen lung, spune Călin Ionescu, CEO, Sfera Francis Group. Bugetul a fost gândit având în vedere condițiile actualului context macroeconomic, cu o derulare normală a activității, o rată generală a inflației de 10%, la și creșterea salariului minim începând cu ianuarie 2023. Anul acesta, Sfera Frances Group plănuiește să deschidă 10 restaurante noi în România, 8 unități KFC și 2 unități Taco Bell, la un cost de investiție estimat la aproximativ 6,8 milioane de euro. În plus, compania va investi 3,8 milioane de euro în remodelarea restaurantelor existente și în implementarea de soluții digitale de comandă cum ar fi chioșcurile digitale. La 31 decembrie 2022, Sfera Francis Group operează 177 de restaurante, 96 de restaurante KFC în România, 2 în Moldova și 20 în Italia precum și 43 de restaurante Pizza Hut, inclusiv o subfranciză Pizza Hut Delivery, 15 restaurante Taco Bell și un restaurant Paul și avea 4.935 de angajați, dintre care 4.450 în România, 411 în Italia și 74 în Republica Moldova. Compania aceasta mi se pare destul de atractivă, mai ales prin investițiile pe care dorește să le facă și să fim serioși, cred că toată lumea mănâncă deci nu ar trebui să ne îngrijorăm din acest punct de vedere, iar parteneriatul pe care aceștia doresc să-l facă cu RomPetrol atunci când te duci la benzinărie să intri și la KFC să-ți iei ceva, mi se pare destul de interesant. Vă aștept părerea în comentarii, pentru astăzi atât am avut de prezentat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, dacă vreți mai multe videoclipuri, intrați pe playlistul pe care l-am creat numit Investiții. Aveți mai multe videoclipuri legate despre bursă, despre investiții, despre dividende și așa mai departe. nu îmi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!